Președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a anunțat că, începând din data de 17 septembrie, va fi operaționalizată ambulanța de tip C, aflată de anul trecut în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Autospeciala, care este un adevărat spital pe roți, va fi deservită de 3 medici și va funcționa doar 12 ore pe zi. După organizarea concursului de rezidențiat la Suceava, vor veni încă 3 medici, iar ambulanța va funcționa în regim non-stop. O ambulanță modernă, capabilă să facă intervenții extrem de complexe, care nu avea până acum personal medical de specialitate pentru a fi deservită. Și vreau să vă informez că pe data de 17 septembrie va fi deja echipată și cu partea umană. E vorba de 3 medici, Teodorovici Dan, Lungu Aida și Crina Harasemiu, care vor ține pentru prima etapă deschis acest proces de ambulanță dotată tip C pentru 12 ore, urmând ca după examenul de rezidențiat care se va întâmpla în scurt timp, să reușim să ținem garda permanentă, adică 24 din 24. Acest lucru este foarte bun, această ambulanță stătea nefolosită și mulțumesc pe această cale și Ministerului, domnului secretar de stat Raed Arafat și doamnei Cimpoieșu de la Iași, care ne-au ajutat ca acest proiect într-adevăr să fie închis la Suceava și cred că va fi resimțit de toți cei care, din păcate, au nevoie și de astfel de intervenții în sistemul de urgență. Ambulanța de tip C a costat 700.000 de lei și a fost achiziționată în anul 2012 printr-un program cu finanțare din fonduri europene.